Să fie furtună. Adică am făcut mai departe și nu să facem o furtună? Bine, noi conducerea putem să spunem de cultură chiar dacă nu e. Cum de atâtea ori când era la țară, nu spuneam de cultură. Ci știi bine că de când era făcut timp, s-a făcut timp. Dar unde sunt ceilalți? Ești cu o carmație, poate că atât mai eu să stai să nu mă urmă care. Poporule, păzitorule, grăbiți-vă că și ori nu se grăbește. N-a spus că stare să ne scutați ultima dorință înainte de toate, dar nici prima de când am venit. Să arătăm un respect față de cineva care a stat în picioare pe urmă. Două probleme. Unu. Când mâncăm comanda totul, înainte să urmă mormântare și doi, nu ținem discursul. Înainte să urmă comanda. Acum, la această mormântare deosebită care ne-a luat prin surprindere o lună înainte, propun să acordăm atenție specială celor care nu au murit încă. Deci, pomana înainte de toate. Înmormântarea mea adică după pomană și discursurile de adilo când îl instalăm pe noul comandat. O de pe el. Tata, viața mea de popor, cum se întâmplă să mănânc înainte de îngropăciune? Cred că s-a schimbat ceva. Atenție! Liniște! Dragii mei, după cum vedeți, comandantul nostru a primit. Dacă vreți, puteți spune. Doar ce mai vreți? Comandantul nostru, ca să spun așa, a fost comandantul. Adică, după aia, n-a purtat peste văr și țări, pe drumuri unice, adică fără întoarcere. Cum să nu treci la astfel de comandant, care știe întotdeauna de unde trebuie să plece și încotro trebuie să ajungă? Aici vă puneți puteți plăce. Viața lui a fost un secret. Iar moartea lui în mister. O să vă rog să-l curteți și moartea. Căci comandanții comandă ce vor ei. Iar cârmașii cărnesc totul de vor ei. Eu am fost cârmașul acestui vapor și am fost toată tuturor. A fost o fericire pentru mine să lucrez în astfel de comandanții. Ce s-a lăsat dus pe toate drumurile de către cărmaci. Acum că nu mai este, acum că nu mai este, ar fi bine să vă gândiți la viitor. Dacă vreți, viitorul poate fi la fel. Mulțumesc, fără aplauze, vă rog, următorul vorbitor. Pentru acest vapor. Datorită acest vapor nu s-a scurtat niciodată.
Eu sunt proprietar.
Continui tu ca un om. Omul tău este mai important decât tu. Acum, da? Dinte de acolo de unde ești, Paul? Unde ești? Eu te-am pus pe ala pe mine. Pe mine m-a spusă și moralea, și ala, și vânturile. Comandant, din nou vorbă de fătuire, măcară cu tine tot. Știu că atunci când ai Domnul nu ai apărut, dar acum, acum ce treabă mai are? Vezi, comandant? Vezi că la Domnul vezi și părătit? Pentru nu ce ai cu secretara? Poporul vremea lui o putere. Rămas pe la stânga și la dreapta, după cum era o poartă de sufletul. Dar păditorul mă ținea pe tot. Iar el? Eu eram la urmă. Pe mine mă duc la tine, că ți-a dus să-ți importa. Ah! Ei, voi care v-am lăsat să vădesc, sunați-mă! Păi nu sunați-mă măcar o dată! Ce vezi? Să-mi încerc greutoasă de asta, să te văd de toată. O ceamă! Păi! Uitați-vă la mine cum mă răbăm! Și tu vârsta mea! Să avem măcar 100 de proprietate atâtea lui, am fi stăpâni
ascultător. Ca să viază ce n-am putut să facem mai departe. Ar fi mai bine pentru el să asculte de păzitor, ca să nu fie mușcat. Alegerea s-o facă poporul. Ei ce nu sunt puterea, oricât de proști ar fi. Poporule din mine, strigă și iar, să te audă elita, să se teamă de tine, să-și dorească și ea să fie popor. Mamă, dragă, trebuie să alegem un comandant. Ce bine că m-ai făcut popor! De acum o să mă informez ca să fiu informat și puternic ca să fiu pe cine vreau eu. Da, un comandant care să mă reprezinte și să aibă grijă de mine. Să nu pună mamă că m-ai făcut popor! Ei, atenție! Liniște! Votăm pentru metodă! Cine este pentru metoda atât de ce? Cine este împotriva? Cine se abține? Nimeni. Cine este pentru? Să alegem dintre noi, fără popor. Cine este împotriva? Cine se abține? Cine este pentru? Să aleagă poporul. Păzitorule, să puteți. Am notat. E simplu, votează 40. Oricum suntem mai mulți decât voi. Treci la procesul verbal 40. Eu sunt poporul. Cine este împotriva? Cine se abține? Gata, s-a hotărât. Comandantul alege poporul. Ne supune majoritatea. Domnul spune că te lasă. Ha! Ne-am amintit? Tu te-ai abținut? Nu mai spune poporul. Ura! V-am spus eu. Poporul are puterea. Poporul alege și își face dreptate. Întotdeauna am fost așa. Noi avem dreptul să schimbăm totul. Drepturile noastre fundamentale trebuie respectate. Domnule secretar, ați înțeles ceva din ce zic eu poporul? Felicitări, poporul iubit! Te aștept în audiență oricând de până, între orele 10 și 14. Ce mult îmi plac momentele astea! Alegerile sunt cele mai fericite momente din viața mea. Nici ce răspundere,
statului, poporului, regului, depinde de tine. Tu trebuie să-i ducați. Comandante, eu întotdeauna am avut favorul la ție. Chiar dacă n-am știut niciodată nici cum trebuie să ajungi acolo, nici ce trebuie să faci ca să ajungi acolo. Dar din punctul ăsta de vedere, stai nu știi. Să ții cod de clasă poporului. Păi îmi place de popor. Păi nu știe niciodată nici unde merge, nici ce trebuie să facă. Auzi? Tu știi să vin? Bineînțeles! Deci poporul îi place întotdeauna să fie din ție. Să știi că și-a dat ce mai de la noastră, amin? Dar am putea face un experiment. Să le spunem tot timpul la adevăr. Și pe popor cu tine. Nu-mi dea cu tare de tine. Pare trec. Pare rău că această vedere între cele două cabine, adică palate. Registrul care palate. Ba da. Exemplu. Pe cine păzești plătitorul? Pe tine de popor și pe popor pe tine. Să ne păzești. Să nu ne iubim prea bun. Căci iubirea dintre popor și conducător e periculoasă. Istoria a demonstrat că de câte ori iubirea crește, impozitele scad. Nicio grijă, comandante. Nu te speria. Dar nici să nu dorm liniștit. Bravo! Așa mi place. Cine e de plus? Tu ești ales. Eu sunt permanent. Comandanții trec. Păzitorii rămân. Eu nu sunt unul singur. Mine sunt vreo trei. Unul ascultă ce zici tu, altul ascultă ce zice poporul. Eu sunt cel mai important călător. Am toată încrederea în tine. Secretara? Aici. Sunt întotdeauna pe care. Draga mea, știi pe cine să primești în audiență și pe cine nu? Am o lungă experiență. Tu ești al patrulea comandant. Poporul intră în audiență zbiar. Serviciile vorbesc în șoaptă, oricum, în ambele case, nu înțelegă că e ceva de altfel. Draga mea, știi să mă aperi de oamenii din popor? Știu. Le spun că țara e în pericol din pricina imigrației. Din cauza asta nu pot să dorm noaptea și ești obligat să dorm ziua, deci să te lase cu acea dată vor să-mi se scufune vaporul. Draga mea, stai aproape. Tu ești partidul meu. Am nevoie de inspirație din partea ta. Am o inspirație pregătită pentru tine, comandante. Îți lași! Îți lași, n-ai? Eu am parte de călătorie. Fără mine, vaporul nu te mișcă. Tu faci parte din popor sau din elită? Eu sunt elita poporului. Cu comandante și elita elitelor. Ce ești elita poporului? Acea parte din popor care muncește fără să pună semnul întrebării la cușuri. Interesant. Mai pune câteodată semnul întrebării la cușuri. Iar atunci, va aduna pe comandant. Vă cățărați acolo cum de gatac, ca și o bolă a mici ca mici. Când ajunge pe acolo cușuri, vă rog să iei unul pe altul și punează semnul de întrebări. Hai, Orle! Eu sunt. Dar în mine sunt 100. Însă nu mă rog să fac cum se încotează de obicei. Ești un popor deosebit. Da.
Muncește poporul evit, muncește cu costul de bun, ca să-ți păstreze sănătatea sufletească și sufletească. Toți cei care au venit prea mult s-au îmbolnăvit. Nu risca poporul evit. Îți mulțumim, comandante! Îți mulțumim că ne-ai iluminat mintea ca să nu gândim. Ai înțeles cu adevărat ce este poporul? Și noi am înțeles cine ești tu. Un comandant mai bun decât cel care a fost înainte. Destinul ține cu noi. Îți promite că vom munci din greu pentru această corabie. Un singur lucru te rugă. Ce încerc, poporule? Odată la 100 de ani, lasă-ne și pe noi să ne revoltăm tot fără să fim. De acord, însă cu programare la banul de metal. Coordonatele de cer, la Secretaria de Mutătările, între orele 10 și 14. Cererea pentru revoltă însă se face cu 10 ani înainte. Doamne, ai grijă de comandantul nostru.
proprietar, de proprietar, de cârmaci, de muslași, de popor și de păzători. Am descoperit! Ne-a turnat pe toți către cineva care nu se vede. Nici el nu e aici cu noi, deși îl vedem cu toții că e aici. De fapt, nu e. Mă înțelege. E aici, dar e plecat. Dacă vedeai la tine în audiență, nu mai plecai. Fiți atent. El vede ceva și noi nu vedem. Nu ați auzit? A zis ceva și de noi, de toți. Nu poate să ai grijă de noi, de toți. E clar. Ăsta ne-a turnat pe toți. Lasă-ne! Nu vezi, mergi tu cu voastră rătățită. Ai tu cu o altă direcție. De unde ții cu informațiile? Eu mă sună liniștii. Am mai auzit aceste vorbe. Chiar dacă nu ne înțelegeam cu toții. Doamne, ajută-mi ca la venirea ta să te pun pe loc. Auzi, domnule, are la Miona pe curabia. Eu sunt nou comandant în mai vreo zi și voi deja și încep să-mi asumeți ceva? Comandante, vreau să-ți aduc eu cu trei. În timpul mântuitului meu, nu s-a întâmplat nimic deosebit. Vă zaie de treacă și vede? Deci s-au dat o parte din ea la vedea. Unde mergi, comandant? Pe o țară bogată, normal. Eu o să faci un acord pe acesta. Am studiat părțile. Ăsta e drumul. Nu ne zici tu nouă ce e bun și ce nu e. Ce știi din meseria asta de cărmaci? Doamne, arată-le clara. I-a spus cuiva să le umple la busolă. Cârmacile, fiicile, tipul, nu-i de-ai nostrit. Atenție, aleșilor! Atenție, popor! Și eu văd ceea ce voi numereți. Nu numai la altă. Și eu văd mina de-a capăt tunelului și culmile de pe mâinile voastre. Ce vreți, mai mult? V-ați ales? Voi fi pregătiți alegătorii mei. Vă voi conduce cu devotamentul. Pe apă, prin pustie, pe drumul neumplate. O să o polim și o să trecem între picături de ploaie și printre pirați. Ce bine că sunt comandantul vostru. Sunt mândru de voi și de mine. Trăiți pe comandantul vostru! Omul ăsta de voi! Spre sus! Spre și spre mine! Și dacă mai era așa altă punte care s-a și spre aceea. S-a dorit că înțeles că nu sunt comandant, cum atingeți-te cu precizie maximă. Cine se îndoiește? Cine se îndoiește? Este prieten și își va primi pedeapsa cuvenită. Trate, matele, trate! Trate, muslașule! Trate! Trate de vânze gustor, să ducem în spate un coapor.
va obliga nimeni. Propun o comisie, alături ca din cârmaci, că eu, și popor, să stabilească cine e cârmaci. Am spus că ar fi trebuit să o supără de indivizi. Un indivizi, când vă lăsă, 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 vă lă
pentru... Liniște! Să aud ce zice poporul din mine! Da, săracu! Muncă silnică la mână, să zice poporul! Ce faci, poporule? Din cauza mea, poporule, deși ne-am făcut bine, plec la silnică. Gata! Până aici! Apară-te! Așa ceva?
delicate pentru om comun au fost eliminate. Și nu vom mai permite ca asemenea elemente să mai apară aici. A fost o victorie că am reușit să trecem și peste această legislare exterioară. Să primim încredere către valurile viitoare. Nu uitați să dați like, să lăsați un comentariu și să distribuiți acest material video pe alte rețele sociale.
Pentru că adevărul nu poate fi o oră de nimitit, trebuie să-l omorâm din gând. Trăiesc în fiecare zi. Murim în fiecare noapte. Urăm din multe păsăriri. Mă înștiințează în mine șoapte. A trebuit să mă duc ei. Să învețe calea și adevărul. De ce nu vrei, de ce nu vrei? De ce nu vrei, de ce nu vrei? Să nu mai ducă dată, mă rog. Să nu mai ducă dată, când să trăiești în știi de loc. Să trăiești în știi de loc. Îți mai rămâne o salvare. Să mai rămâne o salvare. Să vezi să mori în orice loc. Să vezi să mori în orice loc. Și în drum va străluci pe mare. Iar când ajungi la un pământ, și știi că poate vin cu tine, și gând și fapte și cuvânt, și de rău și de bine, a mie îmi pare să mor. Până ce oameni fără vină, vor făcui în viitor, doar din iubire și lumină. Thank you.
ascultați. Vă puteți voi. A trebuit să înțelegeți. Corabia se îndreaptă către părăție. Plângeți. Iar dacă nu știți să plângeți, plângeți pentru aceasta. Că nu știți să plângeți. Acestea sunt începutul vindecării. Corabia aceasta este un spital cu oameni în curs de vindecare. Cine știe, scapă.